Elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja au acum Miss și Mister. În urma balului organizat aseară au fost desemnați cei mai talentați dintre elevi pentru titlul de Miss și Mister. Aceștia au fost supuși mai multor probe pentru a-și arăta îndemânarea, dar distracția și voia bună nu au lipsit. Aseară a avut loc un spectacol inedit la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Tematica a fost în ton cu sărbătoarea de ieri, adică Ziua Îndrăgostiților, iar decorul a fost unul de poveste. Probele au inclus activități care au scos în evidență sărbătoarea de ieri, una dintre ele fiind chiar despre declarații de dragoste create de către concurenți pentru concurente, dar cu niște cuvinte prestabilite de organizatori. Elevii s-au descurcat de minune, dând dovadă de creativitate pe deplin. Acum, echipa cu numărul 3, ce cuvinte ați avut? Vin, ris, masca, frânghie și gelozie. Până acum cele mai bune cuvinte, pare promițător. Vin la tine, nu mă risc, masca e bună, de lângă tine nu mă mișc. Dacă sunt la distanță, poate de gât îmi leg o frânghie, chiar dacă la noi în relație nu există gelozie. Aplauze! Iar acum, echipa cu numărul 4, ce cuvinte ați avut? Coșuri, transpirație, scuturând, râmă și voci. Ah, wow, ce cuvinte frumoase! Iar dedicația ta este? Draga mea, când te-am văzut prima oară, emoțiile m-au făcut să transpir exagerat. Când ți-am auzit vocea de prințesă, ca urmă scuturându-mă, m-am înmuiat pe loc. Iubirea ta îmi produce căldură în inimă, iar din fericire nu am coșul prin care aceasta să scapă. Chiar putem spune că i-a produs emoții! Printre alte probe a fost și proba de machiaj, unde fetele trebuiau să-și arate îndemânarea în acest sens. Ultima probă a fost chiar proba de dans, unde toate perechile au fost provocate să danseze pe diferite stiluri muzicale. Fericirea se arăta la fiecare secundă pe fața lor. În timpul dintre probe, atmosfera a fost întreținută de noul band înființat la Colegiul Național Pedagogic. Trupa Forever Young a oferit un spectacol de calitate celor din sală. Alți doi tineri talentați au bucurat spectatorii cu un cover după o piesă celebră pe care toată sala a fredonat în cor refrenul. De asemenea, liceenii talentați au bucurat publicul cu o piesă de teatru amuzantă care a stârnit râsete și a cărei interpretare a atras atenția într-un mod plăcut. Nu mai pot! Ne te prof! Ne zic cu toată sinceritatea! Tu ești foarte frumușică! Nu vrei să te angajezi la mine la nightclub în Torino? Doamnă, vă rog să o scuzați, că ea nu le are politețurile cu de-astea. Când s-a împărțit inteligența și bunul simț, era prin clubul la Torino. Și tu unde erai în momentul ăla? Cumva cu băieții la pericică? Mai ai problema mea, Ciuța! Vă rog, nu vă mai certați ca să puteți să ne începem și noi ședința. Doamnă! Dumnezeu mi-o marfă, eu nu mai am stare, nu mai am liniște cu creatura asta! Juriul a fost format din mai mulți elevi, de vârste diferite, fete și băieți, dar și din cadre didactice, printre care și directoarea colegiului. S-au acordat note în funcție de calitatea și seriozitatea cu care au fost îndeplinite probele de către concurenți. Activitatea a fost una de mare succes datorită formei non-formale în care aceasta s-a realizat. Elevii s-au simțit ca la un spectacol în aer liber, fiind invitați să se așeze pe pături. Totul a decurs conform planului, spun organizatorii acestui spectacol. Scopul acestui eveniment a fost de a distinde atmosfera și a anima elevii din liceu, creând
rămânând amintiri frumoase din această perioadă. Totul a fost posibil datorită elevilor implicați, dar și datorită cadrelor didactice care îi sprijină pe aceștia în tot ceea ce fac. Evenimentul de astăzi a avut ca scop adunarea cât mai multor elevi pentru a face un eveniment care să distreze, care să pară publicului cât mai plăcut și care să ne aducă nouă cât mai multe amintiri, să ne anime anii de liceu. Putem spune că ne-am mobilizat foarte tare. Într-o săptămână jumate am terminat de organizat tot acest eveniment. A fost greu, dar cu ajutorul profesorului nostru, domnul Gabi Dulea, profesor de muzică, am reușit. Domn profesor ne ajută foarte mult zilnic, ne oferă răbdarea și timpul dumnealui. Îi mulțumim enorm! După cum puteți vedea în spatele meu, toată lumea se distrează, ceea ce înseamnă că noi ne-am atins scopul. Sperăm ca generațiile viitoare să fie cât mai active pentru a face cât mai multe lucruri frumoase și pentru a duce numele pedagogicului cât mai sus și să fie cât mai mare. Bucuroși să fim pedagogic! Toți elevii au fost încântați de organizare și au spus bucuroși că vor mai participa cu drag la acest tip de evenimente. Evenimentul nostru a fost unul foarte bine pregătit și foarte bine pus la punct. Copiii se bucură de el și chiar profesorii. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să realizăm așa ceva și vă mai așteptăm să veniți pe la noi. Cum te-ai simți în această seară la acest eveniment minunat? Foarte bine, mi se pare că este un eveniment foarte bun, adică ne dezvoltăm și prin comunicare, dansăm, ne găsim parteneri, comunicăm cu persoane. Să mai particip și pe viitor la acest fel de evenimente. Da, normal, dacă nu am fost aleasă acum, măcar pe viitor poate o să am noroc. Evenimentele de acest fel au un mare succes în rândul elevilor. Aceștia se simt implicați, ascultați și utili, participând la organizarea lor și pleacă întotdeauna mai fericiți și mândri că fac parte din acest liceu, totodată contribuind și la dezvoltarea lor personală.